Incredibil, dar adevărat, la Vaslui rata șomajului nu atinge nici 7%, este cea mai mare scădere înregistrată în ultimii ani. La nivelul județului Vaslui, la finele lunii septembrie, rata șomajului a fost de 6,98%. În evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui, erau înregistrați 11.097 de șomeri, din care 3.474 șomeri indemnizați și 7.623 șomeri neindemnizați. Scăderea ratei șomajului nu se datorează unei rețete miraculoase de a găsi slujbe șomerilor, ci modificărilor legislative. Principala cauză pentru scăderea ratei șomajului o reprezintă ieșirea din evidențele AJOFM a șomerilor neindemnizați datorită modificărilor prevederii legii 416 privind acordarea ajutorului social. Pentru cei mai mulți vasluieni, singura speranță pentru a supraviețui rămâne străinătatea. Acolo corect e mai bine plătit decât în Vaslui, dar orice e mai bine decât în Vaslui. Deci oriunde, vreau să spun, decât în Vaslui, în Vaslui. E o soluție munca în străinătate? Pentru moment cred că da. Da, nu pentru termen lung, dar pentru moment cred că da și pentru tineret mai ales. De ce? Nu sunt locuri de muncă? Logic, ai și să facă. E mai bine. De ce? Ei se omor de foame. V-ați căutat un loc de muncă în străinătate? Sau e mai bine acolo? Cum vedeți dumneavoastră? Cred că e mai bine, părerea mea. De ce? Să câștig mai bine. Cred că e mai bine. Să câștigă mai bine, vii cu bani în țară, faci ceva, aici treci pe asmuni. În următoarele două luni, peste 160 de persoane din agricultură și construcții vor fi disponibilizate colectiv. Vor îngroșa rândurile șomerilor, dar nu se știe dacă vor fi trecute și pe hârtiile oficiale.